O femeie din Bacău a trecut prin clipe de coșmar azi noapte. Doi bărbați au atacat-o în timp ce se îndrepta spre casă. I-au pus cuțitul la gât, apoi și-au bătut joc de ea. În cele din urmă i-au dat drumul, apoi au dispărut. Polițiștii au pornit pe urmele lor. Frică! Mi-a fost frică! Nu poate ieși un pic. Aseară, după ora 10, femeia a mers la un magazin. În timp ce se întorcea spre casă, a fost atacată de doi vecini. Am fost la magazin să-mi cumpăr pâine și m-au acostat niște golași, așa și pe dincolo, în toate felurile. Dacă nu mergi, îmi taie gâtul. Pe stradă, așa? Stradă. Erau oameni prin curs, pe stradă, pe iară. De teamă, femeia nu a țipat. Și eu ce era să fac, că erau doi? Am făcut ce au spus ei, cu gândul să ajung acasă. După ce și-au bătut joc de ea, bărbații i-au dat drumul. Femeia s-a dus într-un suflet acasă și a povestit tatălui ce a pățit. Acesta a sunat la serviciul unic de urgență. Ajunși la locul solicitării, am preluat victima de 40 de ani, care a fost transportată la spital pentru investigație și tratament. Polițiștii au pornit deja pe urmele celor doi suspecți și speră să-i prindă astăzi. Scandalul cu Izi.